Bună, dragii mei, mă bucur să ne revedem în acest an nou, 2023, care, din punctul meu de vedere, și vă doresc și vouă, va fi un an fenomenal. Și pentru a discuta despre afaceri, pentru a discuta despre economie, pentru a vedea ce se va întâmpla în 2023 din acest punct de vedere, am invitat un foarte bun prieten de-a meu pe care l-am prins între alte două, trei emisiuni, pentru că e foarte solicitat. Și pentru ce să mai... Deja îl cunoașteți, am mai participat la câteva emisiuni și cu siguranță vom mai avea câteva emisiuni. Bine ai venit, Adrian! Bine te-am găsit, salut telespectatorilor tăi. Băi, un an nou fericit, sănătate, că despre asta cred că e vorba în 2023. Uite-te ce nebunie în jurul nostru cu gripa, cu infecțiunile astea. Și mult succes și cred că un sentiment ăsta de pozitivism. Da, cred că ăsta ar trebui să ne anime pe toți, cum ai început și tu, vom avea un an spectaculos sau senzațional, ai zis, nu? Parcă... Da, dar păi eu așa îmi propun, să știi, din punctul meu de vedere, eu așa îmi propun. Ține de atitudine, da. Da, ține de atitudine și de modul în care privim realitatea și de modul în care ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă suntem pozitivi și mergem cu capul înainte și încercăm să trecem ușor, ușor, pas cu pas, apropo, peste toate obstacolele, eu zic că vom reuși, pentru că minte avem, ne mai trebuie să fim capabili să ducem toate greutățile care vor urma în 2023, că va fi un an greu. Și puțin noroc, dar știi cum se spune, că universul îi susține norocul primul rând pe cei curajoși. Și norocul ăla ți-l faci cu mâna ta, spun eu sigur că dacă nu încerci, nu vei avea noroc și nu vei reuși să faci nimic în viață, știi? Adrian, hai să o luăm puțin cu ce a însemnat din punct de vedere economic, în primul rând pentru România, dar și pentru Europa, pentru că cred că suntem legați, până la urmă, de Europa în toate felurile. Ce a însemnat pentru România anul 2022 din punctul tău de vedere? Cred că a fost anul supraviețuirii, așa cum îi spuneam eu cu un an înainte că 2022 va fi anul supraviețuirii, iată că s-a dovedit așa, pentru că ne-a lovit ceea ce estimam, inflația care ne-a erodat veniturile noastre personale, a erodat economia, a influențat practic tot ce se întâmplă din punct de vedere comercial la nivel internațional. Uite, când lumea întreagă a fost afectată de această inflație pe care știam că o anticipase, știam că va veni, pentru că de regulă când ai 2 ani de zile în care ți se spune să stai acasă și se tipăresc bani cu nemiluita, gândește că s-au tipărit la nivel de 6 trilioane de dolari și pe 4 trilioane de euro bani, făcuți așa din pix, ca să zic așa, care s-au dus unde? În burse și în piețele financiare și în cripto, apropo de chestiile astea. Când am stat foarte mult acasă, era normal ca statele să încerce să recupereze, practic, din pierderi și firmele de asemenea, prin creșteri de prețuri. Și iată că creșterile astea de prețuri ne-au mâncat, practic, tot ce înseamnă putere de cumpărare în 2022 și am supraviețuit, fiecare cum a putut, pentru că despre asta a fost vorba. S-ar putea ca anul ăsta al supraviețuirii 2022 să se prelungească și în 2023, un an poate chiar mai complicat, pentru că vin efectele de runda a doua a inflației și ți le povestesc puțin mai încolo despre ce este vorba. Ce este că în 2022, la nivel așa macro, am rămas cu capul deasupra apei, ca să zic așa, nu ne-am dus la fund, adică n-am intrat în recesiune. Poate chiar a fost o recesiune. O recesiune în ultimul trimestru din anul trecut a fost o scădere economică mascată probabil de inflație, pentru că știi, toate creșterile astea de prețuri au generat o cifră de afaceri mai mare, statul a încasat cu 22% mai mulți bani, deci pe hârtie am arătat destul de bine. Destul de bine, raportat la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Război, probleme economice la nivel internațional și lucruri de genul ăsta. Dar în economia reală, în viața noastră de zi cu zi, recesiunea o simțim și o simțim cu vârf și îndesat, pornind de la facturile, la utilități, la cheltuielile cu alimentele, la modul în care facem business. Uite, au înghețat multe dintre lanțurile comerciale. Mai devreme am avut o întâlnire cu un dezvoltator și care îmi spunea că e aproape imposibil să faci afaceri în momentul de față în domeniul construcțiilor, pentru că nimeni nu-și asumă credit furnizor, adică nu-și mai asumă să dea marfă și să-și recupereze banii peste 2-3 luni. Nu se mai întâmplă chestia asta decât în foarte mici cazuri, pentru că inflația influențează foarte mult comportamentul ăsta de financiar. Deci pe ansamblu 2022 am supraviețuit. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în acest an, pentru că la cum arată primele date pe care le primim de la statistică, nu e deloc bine. Adrian, cum crezi tu că am supraviețuit, apropo, referitor la pandemie, dar și la război? Care au fost efectele pe care le-a resimțit România din punct de vedere economic mai puternic, a pandemiei sau a războiului din Ucraina?
Pandemia, eu zic că ne-am descurcat, au fost ea 2 ani în care s-au luat niște măsuri așa haotice, dar care au testat nivelul de reziliență, ca să-i spun așa, al românilor. Și uite, inclusiv persoanele fizice, inclusiv companiile au reușit să se descurce în această perioadă și au redus volumul de afaceri, au încercat să fiecare să-și fidelizeze clienții, să-și fidelizeze partenerii de afaceri. În esență, multe dintre companii s-au descurcat. Statul a câștigat în plus în perioada asta pentru că a avut această taxă a tuturor taxelor, cum îi spunem, mama tuturor taxelor, inflația, pe care a folosit-o cu vârf și îndesat. Uitați-vă că, cel puțin în zona de energie, în condițiile în care noi cu companii de stat ne producem energia și gazele în proporții de 80, chiar 90% pe unele segmente, am crescut prețurile de 3-4 ori acolo pentru a face mai mulți bani la buget. Și statul s-a descurcat în felul lui, punând biruri mai mari și încercând să forțeze și mai mult economia în sensul plății cât mai multor taxe la buget. Legat de război, măi, războiul ăsta cred că ne-a dus și bune și rele. Da, ne-a dus un val mare de migranți pe care ei vedem în jurul nostru. Sunt în continuare foarte mulți ucrainieni și aici în capitală și la voi în Iași și peste tot sunt prezenți. Sunt oameni care au venit aici cu speranța că vor reuși să trăiască cât de cât ok în condițiile tragediei prin care trec. Iar pe de altă parte, din punct de vedere economic, să mă refer la acest segment, acest război din regiune ne-a dus paradoxal investiții străine. Uite-te pe datele de la Institutul de Statistică, arată investiții de peste 11 miliarde de euro în 2022, un nivel nesperat, adică nu cred că s-a aștepta nimeni să avem atât de multe investiții străine din punct de vedere financiar, nu mă refer la câte fabrici s-au construit. De ce? Pentru că multe dintre firmele care activau în Ucraina, chiar și în Rusia, da, și-au relocat producția și-au relocat activitățile în țările astea din regiune. Și noi am fost și noi printre câștigători, ca să zic așa. Poate alții mai mult decât noi, polonezii, unguri, au câștigat de vreo 3 ori mai mulți bani decât am făcut noi din investiții în momentul de față și chiar și bulgarii ne-au depășit la capitolul investiții străine pentru că au fost mult mai focusați și au avut niște planuri concrete pe care le-au pus în vigoare și au reușit să atragă niște investiții mari în zona asta de producție industrială, în investiții pe orizontală, care creează lanțuri economice, care atrag furnizori din țara respectivă. Ei, noi am cam bâșbâit treaba asta. La noi cele mai multe investiții au fost în zona asta. Investiții financiare, mai mult împrumuturi intragrup, dezvoltări cât de cât de locații pentru zona asta de depozitare, unde am ajuns unul dintre principalii jucători din regiune. Și asta e un lucru bun, se construiește de spații de depozite în România, cum nu s-au construit în ultimii 20 de ani, ceea ce e un lucru foarte bun. Deci ne-a dus lucruri bune și ne-a mai dus un lucru foarte bun, nesperat din punctul meu de vedere. Percepția investitorilor în privința României nu a fost una atât de rea pe cât ne așteptam la începutul anului, atunci când a izbucnit războiul. Toată lumea se aștepta ca România să fie undeva la granița războiului și din această perspectivă tot ce înseamnă investiții să fie nesigure. E, uite că umbrela asta NATO și modul în care am tratat practic la nivel european problema asta, am gestionat problema asta războiului, uite, ne-a poziționat pe o zonă extrem de pozitivă. Uite-te, de exemplu, la ce transporturi de cereale s-au făcut din Ucraina prin România către portul Constanța sau mai departe cu camioane și cu trenuri către vestul Europei. Deci am fost pe un loc pozitiv din punctul meu de vedere, se putea și mai bine, asta cu siguranță. Dar știi cum, noi până la urmă ne descurcăm, noi nu reușim să optimizăm și să marjăm pe toate oportunitățile pe care le avem la dispoziție. De regulă doar ne descurcăm, așa ciupim și noi ceva din acest cașcaval mare care a reprezentat până la urmă această oportunitate generată de război. Din păcate există și oportunități generate de război, exact cum ai spus. Da. Și pentru că a fost un an important și a fost foarte multă vâlvă din punctul de vedere al intrării noastre în Schengen. Cum crezi că ne-a afectat din punct de vedere economic de data asta, să spunem, în afară de partea politică, în afară de celelalte părți, din punct de vedere economic, cam care ar fi cifrele, cât pierdem sau cât am pierdut prin neintrarea noastră, cred eu, de această dată nedreaptă în Schengen? Uite, există un raport făcut de cei de la Deloitte, cum că pierderile generate de neaccederea în spațiul Schengen, adică de eliminarea granițelor din zona de vest a țării, controlelor la graniță, la asta mă refer, ne-ar aduce pierderi undeva la nivel de 200 de milioane de euro în fiecare lună. Cifra e oarecum relativă. Nu știu pe ce s-a bazat cei de la Deloitte când au făcut aceste calcule, probabil pe zona de trafic de marfă, cât stai foarte mult în zona, în vămile alea din vestul țării, stai cu
cu zilele, cu tirurile ca să aduci și să livrezi marfă mai departe. Și am mulți parteneri care se chinuie, cu adevărat se chinuie să aducă marfă din Polonia, din Ungaria, pentru că la granițele României, într-adevăr, e o nebunie totală. Ce s-a întâmplat cu Schengen? S-a întâmplat ceea ce estimam, sincer. Adică nu mă așteptam să intrăm în Schengen în condițiile în care noi n-am avut o strategie concretă, cu argumente menite să influențeze la nivel real, practic, decizia statelor respective. Noi ne-am dus pe ideea că am bifat acolo toate punctele alea din zona de criterii de accedere la Schengen. Nu, n-a fost vorba niciodată doar de așa ceva. Noi, dacă vrem să intrăm în Schengen, trebuie să venim cu argumente economice, să avem și noi un studiu de caz economic, ce înseamnă că România în Schengen, pentru, din punct de vedere economic, financiar, ce avantaje aduce țărilor din Europa, ce avem noi de câștigat, ce are de câștigat Europa, cum se fluidizează și se optimizează traficul de mărfuri dintre portul Constanța și celelalte zone ale Europei. Puteam să facem multe studii de caz foarte bine definite, care să ne ofere argumente economice, da? Menite să le punem pe masă acolo la Consiliul Jai, să zicem, băi, uite cât pierdeți voi, uite cât pierdem noi, hai să nu ne mai jucăm cu de-a politica și hai să în general să stimulăm business-ul, că pentru că despre asta este vorba, până la urmă, în Uniunea Europeană, dincolo de paleta asta și umbrela asta de securitate și de politică, da? Dar uite că n-am avut asta, noi n-am avut argumente, noi n-am avut oameni capabili să știe să facă lobby și advocacy, doi termeni pe care nu cred că cei aflați în funcțiile cheie în anumite ministere, dar chiar și la vârful guvernului, cunosc cu ce se mănâncă, ca să zic așa. Adică recent am avut un curs pe lobby și advocacy și le predam partenerilor care au urmat acest curs niște detalii concrete de cum să faci lobby într-adevăr în așa fel încât să reușești să-ți argumentezi poziția și ce înseamnă advocacy-ul din punct de vedere al acestor relații economice internaționale, care sunt absolut esențiale într-o lume interconectată în care ne aflăm și care se conectează din ce în ce mai mult. Noi n-am avut așa ceva. Ne-au avut doar niște politicieni care tot timpul ne-au spus că România va intra în Schengen pentru că e război la graniță și că avem nevoie să ne securizăm frontiera ele și cam atât. Uite că plătim în continuare oarele spalte și le vom plăti cel puțin un an de acum încolo, pentru că nu mă aștept ca în 2023 să intrăm în spațiul Schengen. Gândește că avem președinția suedeză care nu e interesată de subiectul Schengen și după aceea vin la președinția comisiei, la președinția asta vin spaniolii care în niciun caz, în contextul în care și ei au alegeri, nu vor să vorbească de migrație. Știm ce probleme au și ei cu migrația din Spania. Deci n-avem nicio șansă în 2023, poate în 2024, când e an electoral și la noi și când cred că această bomboană va fi livrată alegătorilor români, iată, intrăm în Schengen în 2024, așa că votați-ne, pentru că vom avea vreo 3 sau 4 runde de alegeri. Probabil așa aș fost gândit calendarul ăsta Schengen, cinic din punctul meu de vedere și prea puțin implicat din punct de vedere economic. Adrian, cât de dependenți până la urmă suntem noi de ceea ce înseamnă Uniunea Europeană din punct de vedere a economiei și a afacerilor? Pentru că am văzut, la un moment dat se discuta despre un preț minim sau un preț unic al gazului, al electricității, pentru toată Europa. Cât de mult ne leagă aceste prețuri de celelalte afaceri din Uniunea Europeană? Din păcate, noi în momentul de față suntem dependenți de ce se întâmplă în Uniunea Europeană și uite-te măcar din prisma importurilor, că am ajuns să importăm mai mult decât exportăm, deficitul comercial pe la 30 de miliarde de euro în 2022 și se va accentua în 2023, pentru că din păcate noi în România producem din ce în ce mai puțin tot fel de mărfuri și produse și servicii, pentru că nu mai suntem competitivi. Cum am reușit să nu mai fim competitivi? Păi uite-te în zona de energie, că am crescut prețurile la energie, la gaze, la tot ce înseamnă materii prime, cu rate mai mari decât în celelalte țări din regiune. Deci, practic, produsele noastre sunt mai scumpe decât cele din import. Motiv pentru care, bineînțeles, comercianții aduc foarte mult din import. E mai ieftin să aduci din import în momentul de față. Pe de altă parte, mai există legătura asta cu exporturile. Gândește că 80% din exporturile noastre se duc către Uniunea Europeană. Dacă n-ar fi Uniunea Europeană, noi n-am avea unde să facem exporturi și balanța noastră comercială ar fi egală, ar fi un dezastru. Și cine sunt partenerii noștri principali? Germania, Spania, Italia, Franța.
Franța, țări cu care avem cele mai importante legături economice. Ăsta e un lucru bun, dar e și o vulnerabilitate, pentru că noi ne reușim să ne dezvoltăm din punct de vedere al consumului și producției interne, adică să încercăm să facem mai multe lucruri în țară și să le consumăm aici, uite, de pildă cum e Japonia. Japonia e o țară în care consumul intern i-a salvat de tot ce înseamnă crize din ultimii zeci de ani. Tot timpul s-au dezvoltat pe baza consumului și producției interne. Noi depindem de aceste economii. De pildă, dacă Germania tușește din punct de vedere economic, adică intră în recesiune, ca să zic așa, noi intrăm la terapie intensivă direct, adică vom avea o recesiune majoră, pentru că mare parte din exporturi se duc către Germania, ale României. Suntem interconectați cu rețelele de business din Europa, pentru că mai am un argument. Fondurile europene. Nu uita că noi am atras 30 și ceva de miliarde de euro din fonduri europene, puțin raportat la cât puteam, dar sunt bani care au venit inesperat în România și fonduri gratuite. Și mai e un lucru care a generat practic acest sentiment pozitiv pe care îl avem în relația cu Uniunea Europeană, faptul că, uite, de pildă, produsul intern brut al României a crescut cu vreo 300% în ultimii 7 ani, iar față de 1989 creșterile sunt uriașe. Gândește că aveam un produs intern brut de 41 de miliarde de dolari în 1989 și în momentul de față, în 2023, suntem la 300 de miliarde de euro. Adică e o creștere spectaculoasă dacă privim așa pe ansamblu. Da, pe noi ne afectează ceea ce se întâmplă acum. Ne afectează întotdeauna crizele astea pe care ni le creăm singuri, pentru că asta este marea problemă la noi. Știi? Noi ne dăm singuri cu Tesla, ca să zic așa, sau altfel spus, ne tăiem singuri craca de sub picioare din punct de vedere economic câteodată, pentru că nu avem oameni capabili să înțeleagă efectul măsurilor pe care le iau și le iau mai mult din punct de vedere electoral, din punct de vedere al imaginii și prea puțin din punct de vedere al efectelor economice. Nu știu să calculeze efectele în economie. Dovadă că suntem singura țară din Europa care crește taxele în 2023 în condițiile în care toată lumea se pregătește de recesiune. Da, asta este clasa politică, cu ea defilăm și fiecare încearcă să se adapteze până la urma urmei acestei situații, până la urma urmei care o știm, e de ani de zile, adică nu e un an special 2022 în care au crescut taxele sau 2023. Tot timpul la noi cresc taxele când e o problemă economică, nu le scădem cum ar trebui. Da, pentru că trebuie să creștem cheltuielile, mai ales la nivelul statului. Și eu aici încă mă lupt să înțeleg cum de statul român poate să facă în continuare angajări când sistemul privat are mari probleme. Și cum de am ajuns să fie în loc salariile de la stat să fie mai mari decât de la privat să fie mai mari decât la stat, este exact invers. Deci toată lumea de acum și nu de acum, cred că de vreun an, doi, se îndreaptă, dorește să se angajeze la stat. Și la stat și la stat degeaba, cred eu, din multe puncte de vedere. Da, așa e, pentru că ăsta e statul român. Nu avem politicieni cu coloană vertebrală care să ia niște decizii de reformă a aparatului public, care să vorbească în sfârșit de necesara reformă administrativă a acestei țări, pentru că sunt zone uriașe din țara asta care au fost practic părăsite de oameni. Au plecat ori în Occident, ori au plecat către zonele astea unde se mai face business, în Iași, în București, în Cluj, da? Deci noi asistăm practic la o enclavizare economică a României. O enclavizare care se accentuează pe an ce trece. Lumea pleacă din mediul rural, din orașe mici către marile orașe sau pleacă din țară. Și cu toate acestea există o grămadă de instituții care încă funcționează la nivel local și care, cum spuneai tu, mănâncă foarte mulți bani. Noi trebuia să facem o reorganizare administrativă a acestei țări, să avem niște mai puține județe, da? Mai puține instituții și mai puțin bugetari. Noi avem 1,2 milioane de bugetari în condițiile în care Polonia, o țară cu o populație dublă față de cea noastră, are undeva la nivel de 800 de mii. Da, nu putem transforma, din păcate, România într-o țară numai de bugetari, că am vrea cu toții să lucrăm la stat, să nu mai existe firme private și să transformăm iarăși capitalismul cu fața umană a lui Iliescu. Cred că asta își doresc mulți dintre cei de la putere, în care de la Palatul Victoria să decidă niște lucruri așa și să se pună în practică. Nu suntem în anii, am trecut de anii 90 când visam la economia de tip capitalist cu față umană sau mai era modelul suedez la un moment dat sau alte nebunii de genul ăsta, care s-au dovedit că nu pot fi viabile într-o Românie în care evaziunea fiscală crește de la o lună la alta și economia subterană e undeva la nivel de 40% din cea reală. Dragile mele, dragii mei, stați aproape pentru că luăm o scurtă pauză, dar revenim cu Adrian pentru a discuta ce se va întâmpla
în 2023 și ce soluții din punct de vedere a business-ului ne oferă Adrian. Revenim!